Stimați telespectatori, iată că ne reîntâlnim acum în vremea vacanței, în vremea când lumea cântă și dansează, în vremea festivalurilor și a bunei dispoziții, pentru că toată țara este în sărbătoare acum vara. Doamnelor și domnilor, este acesta și motivul pentru care l-am invitat în emisiune pe directorul Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, domnul Gheorghe Berghean. Bine ați venit, bine ați revenit la Alba Carolina TV. Îmi pare bine că am revenit, mulțumesc pentru invitație și vă spun bun găsit și eu. Domnul director, așa cum spuneam, este vară, festivaluri. De curând ați încheiat și dumneavoastră unul aici la Alba Iulia, un festival aflat la un număr de ediții pe care o să ne-l spuneți dumneavoastră și cu un președinte de juriu, un nume important al muzicii ușoare. Haideți să vedem un pic despre ce este vorba în acest festival, ce face deja istorie în cadrul Casei de Cultură a Studenților. Acest festival este un festival concurs de interpretare de muzică pop în această ediție. Nu se mai numește de muzică ușoară, se numește de muzică pop. De ce? Pentru că e un gen mai larg, pop, decât muzică ușoară. Muzica ușoară nu mai e ce a fost. Și
are ca și obiective promovarea tinerilor și studenților talentați din țara noastră, pentru că noi facem festivaluri, noi Casele de Cultură Studențești, număr de 14 suntem în țară, facem festivaluri de dans, de teatru, de muzică și le facem între noi, suntem într-un circuit. Am avut concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, pentru că anul acesta am dorit să-l fac internațional. Este al doilea an în care am dorit acest lucru și am reușit. Am avut o concurentă din Bulgaria, foarte bună, este vorba de Vasilia Stoicova, și, cum am spus mai devreme, studenți din centrele universitare din țară, din 5 centre universitare din țară, în total 11 concurenți, foarte apropiați ca și valori, care s-au întrecut pentru ei, în primul rând, și pentru premiile pe care le-au oferit festivalul. Domnul Pergheanu, mi-aduc aminte că la primele ediții, una dintre laureate a fost Antinia Simion, care a și performat după aceea. Nu știu câte ediție, dar... A ajuns, da, cred că a doua ediție, dacă nu mă înșel. Dar oricum, și ea și alți laureați ai festivalului au ajuns să performeze în domeniu și chiar să acceadă în niște competiții valoroase, la fel de valoroase. Da, în tine a participat la multe festivaluri, concurs din țară. Exact, și inclusiv să facă la TV, carieră. La Vocea României și la X Factor. La fel a fost și Gabriel Cândea, tot de la noi, care a participat la festivaluri, a luat și luat multe premii și uite-te dacă... Dacă ne uităm în spate, este o pepinieră de valori acest festival. Casele de Cultură Studenților, în general, de-a lungul timpului, și aici vorbim de cele mari, Iași, București, Cluj-Napoca, au adus în prim plan, de-a lungul timpului, foarte mulți artiști. Foarte multe trupe s-au lansat în Casele de Cultură Studenților București, de exemplu, care acum sunt pe val. Așa este. Și, repet, da, și Alba Iulia, grație acestui festival, da, și Alba Iulia a dat câteva nume importante, zic eu, la nivel național, tineri foarte talentați și studenți care au știut să facă ceva, să promoveze și să fie hotărâți, de ce nu, pentru că în domeniul ăsta trebuie să fii pregătit și să fii hotărât, să vii la un concurs, să nu ai emoții, să nu fii dezamăgit, juriul este așa cum este, poate fi obiectiv, poate fi subiectiv, se întâmplă orice. Dar bineînțeles că dacă ai un jur foarte bine organizat și bine pregătit, ca să nu spun altfel, eu fiind și în domeniul de activitate, e foarte greu ca juriul să schimbe lucrurile așa cum nu trebuie. De aceea am ales tot timpul un juriu, oameni de calitate, în primul rând ca și caracter, și după aceea profesioniști. Profesioniști de prima mână, aș spune, pentru că iarăși îmi amintesc că de-a lungul timpului au fost în juriu Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Viorel Gavrilă, iată, revine la Alba Iulia, Titus Andrei. Vocea de la Radio România Actualități, Viorel Gavrilă, care este compozitorul anilor 90, domnul Viorel Gavrilă face parte din generația compozitorilor tineri anilor 90, cu muzica ușoară românească, era în floare. Și Viorel Gavrilă și Titus Andrei sunt, pe de altă parte, oameni care au lansat foarte multe talente pe scenă românească. Deci Viorel Gavrilă a compus muzică pentru Aurea Stoica, pentru Renate Mișan. Titus Andrei a fost vocea de la radio, omul care s-a ocupat de top românesc foarte multă vreme. El a lansat foarte multe talente pe România Actualități. Un radio care se aude peste tot până vârf de munte. Și care, așa cum aud eu în lumea asta dumneavoastră artistică, radioul dă practic trendul în muzica ușoară. Topurile de radio dau clasamentele în muzica ușoară. Adică, nu numai ușoară, în muzică în general. Și aud artiștii că principala lor preocupare este aceea de a ajunge pe radio. Înainte de televiziune. Nu pe TV. Da. Exact. Radio este cel mai important lucru pentru un artist. E foarte greu să ajungi în playlist-urile radiourilor mari și să, mai mult de atât, să fii într-un heavy rotation, adică să fii difuzare cel puțin 3-4 ori pe zi. Foarte greu să ajungi acolo. E vorba de valoare, e vorba de producție. Aici vorbim despre mare producător muzical de la București. Sunt foarte mulți, nu dau nume de firme și de case de producție, dar putem spune câțiva artiști, gen Smiley, care la rândul lui și Smiley a activat în Casa de Cultură Studenților Pitești. Și e din generația colegului meu, omologul meu de la Pitești, Daniel Onescu, cu care sunt foarte bun prieten. Delia, Andra, sunt artiști care s-au lansat tot de tineri.
Exact, și tot da. Prin activități și festivaluri de tineret. E și normal să fie așa. Și noi asta am vrut să facem aici la Alba Iulia. Deocamdată este unicul de gen care se adresează tinerilor studenților cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani. A fost Gaudeamus foarte multă vreme un festival de tale naționale studențesc, dar în ultima oară nu s-a mai făcut. Acum, dumneavoastră aici la Casa de Cultura Studenților din Alba Iulia aveți foarte multe proiecte care se repetă an de an și care din an în an au tot mai mult succes. Așa este și acest festival Voices. Da, acest festival deja are o tradiție, este la 7-a ediție. Anul trecut am făcut ediția de centenar și a fost prima ediție cu interpreți internaționali. Și o ediție în care au performat în recitaluri nume importante, da, la ora acesta, anul acesta am avut onoarea să o avem pe Paula Seling, care este o interpretă de valoare, creatoare, știe să cânte, știe să transmită, are o imagine bună, e recunoscută, are notorietate, popularitate. Și are notorietate internațională. Da, după cum știți, a și participat la Eurovision. Și am avut-o și pe, în alt gen muzical, ca să nu zic dance, pop dance, o cântăreață care e pe val acum și în topuri și piesele se aud la radio, este vorba de Ruby. Am cântat și eu, a cântat și câștigătoarea trofeului de anul trecut, Alexandra Cazan de la Târgu Mureș. Și uite așa am reușit să, zic eu, să facem un festival și să ținem ștacheta ridicată. Sus, ridicată. Ca și la anul să avem concurenți, eu zic mai mulți. Anul trecut am avut 16 concurenți, anul ăsta 11. Sper că anul să fie 20, să putem alege pe cei mai, să-i putem alege pe cei mai buni și să-i putem promova, de ce nu, pentru că Facebook-ul face totul acum, online-ul este foarte important. Au ce să posteze. Se transmite online în direct. Anul acesta nu am transmis în online, au fost ani în care am transmis online. Anul acesta nu am mai transmis online. Pentru anul viitor? Dar tot ce gânduri aveți îl înregistrăm, fiecare interpret primește înregistrări. E și le poate promovează pe canalul de YouTube, pe Facebook, adică are, am cântat la Alba Iulia, am cântat acolo, e foarte important pentru el. Într-un CV este foarte important și asta știe cel mai bine directorul Gheorghe Berghean, care a ajuns la o performanță în care săptămânal iese în fața publicului deja, știe ce înseamnă un festival de debut, pentru că ați parcurs niște trepte până să ajungeți la performanța aceasta de a cânta săptămână în fața publicului. Mi-aduc aminte cu nostalgie pentru cei care nu mă cunosc și pentru cei care mă cunosc. Și eu am participat la festivalul de gen, am luat și eu premii. Au fost festivalul la care nu am luat premii. Au fost festivalul la care am luat popularitatea. Am participat de două ori la Mamaia. Cât s-a ținut Mamaia până în anul 2012, dacă nu mă înșel, 2013, dacă nu mă înșel. Am participat în 2008 la creație și în 2012 și la interpretare și la creație. Am fost selectați în final, adică să cântăm pe scenă și să fim dați de TVR și un lucru foarte important pentru noi, să fii dat de TVR în direct. Și la festivalul Mamaia, vorbim care era de câțiva ani în urmă, când internetul încă nu intrase atât de tare în viața noastră. Da, în 2008 nu intrase atât de tare, abia din 2012-2013 a început. Dar am participat la concursurile astea și am văzut ce înseamnă un concurs, ce înseamnă emoție, ce înseamnă valoare, ce înseamnă atitudinea. Emisiunea noastră a debutat cu una din melodiile de suflet ale artistului de data aceasta, Gino, Gheorghe Berghean, melodia Copacul, cu care ați și câștigat niște premii. Să fi fost această melodie piatra de încercare în viața de artist? Această melodie este, eu zic altfel, această melodie este o melodie de concurs. De ce ziceți sau era, că este o melodie de era concurs? Era o melodie de concurs. Acum, că eu știu de ce că tinerii de astăzi nu mai cântă genul ăsta în concurs. Dar este o melodie care îți pune la încercare valoarea adevărată. Dacă o ai. Dacă nu ai, e greu de interpretat acest cântec. După părerea mea, Copacul este piesă grea, Gheorghe Reștie a compus-o, Aburina Andreescu a cântat-o, Ovidiu Dumitru, luăm și de televiziune. Oare ce ori fi însemnând numele astea pentru generația de 13-14 ani din zilele noastre? Nu cred că înseamnă nimic. Da, într-un fel e și normal că multe lucruri se schimbă la 20-30 de ani. Totuși valoarea rămâne. Valoarea rămâne și ea trebuie perpetuată de către noi, cei care suntem. Dovadă că, iată, voi artiștii asta și duceți prin acest mai festival, departe melodiile prin acest festival care îl fac eu la Casa de Cultură și colegii mei din țară, asta facem. Să mai menținem talentele,
să le scoatem în evidență talentele din domeniul studențesc și, de ce nu, și de la liceu și non-studenți avem în festivaluri. Adică și cei care au fost studenți pot participa. Nu le interzice nimeni. Noi vorbim aici de tineret, pentru că de aici plecăm. Deci noi, împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, încercăm cu finanțarea care o avem. Acum nu e foarte mare, dar poate va fi mai mare la anul. Încercăm să facem ceva pentru ei și cu ei. Până la urmă, ăsta e cel mai important. Și se simt foarte bine. Să știți că vezi pe fața lor o bucurie că participă, cântă, sunt primiți la noi, la Alba Iulia e frumos, vizitează cetatea, au cazare ok, scena este super dotată, lumină, sunet, monitoare, deci se simt foarte bine. E o chestie organizată bine. Acum nu zic că organizez eu, organizez împreună cu echipa mea. Este uimitor că reușiți să duceți la Alba Iulia mulți studenți în diferite spectacole, indiferent de genul muzical. Da. Eu am văzut trupe mari, ansambluri mari venite și la un spectacol folcloric pe care de asemenea an de an îl duceți mai departe. Folclorul fiind totuși ceva care zice în prima fază că nu prinde la tine și totuși eu am văzut în aceste spectacole foarte mulți tineri veniți din toată bine țara. Ne-ați și prezentat de mai multe ori spectacolele de la Sărbările Unire, de exemplu, de când sunt eu cel puțin director de vreo 10 ani. Am colaborat la mai multe. Sărbările Unirii și Colinzi aveți, îl aveți an de an aproape prezent pe, ziceți, din Maramureș, folchistul cu colinzile. L-ați avut la Casa de Cultură invitat? Repet, iarăși nume mari vin în Casa de Cultură a studenților din Alba Iulia. Oare de ce? Pentru că, în general, la casele de cultură ale studenților, directorii se cam plâng. Că nu prea o finanțare, că nu știu ce. Să fie numele Gino, numele de artist. Este o realitate că nu ai finanțare. Asta mă doare. Nu vreau să intru în alte detalii. Adică era bine, sau ar fi mai bine să fie finanțat și tineretul și partea culturală, artistică pentru ei. Nu e destul de finanțat. Bineînțeles, se finanțează infrastructura, se finanțează sănătatea, educația, lucrurile foarte importante. Dar să nu uităm și de astea. Adică să nu le dăm doar și nu numai pentru studenți, dar pentru ei în mod special contează foarte mult activitățile acestea extrașcolare care se derulează în cultură și noi, în sport. Noi ca manageri, ca directori, ca organizatori, noi trebuie să-i aducem. E foarte greu să-i aduci dacă nu suntem susținuți la nivel mare. Lumea se învârte, se mișcă, tinerii se schimbă. Noi avem, nu știu dacă ați observat, noi lucrăm cu tinerii care practic în 2-3 ani se schimbă. De exemplu, am avut pe muzică ușoară, nu vreau să dau nume, că sunt mulți, anul 1, anul 2, după aceea el a plecat. Sau am avut din anul 2, anul 3, anul 3 a fost bun, ok, l-am susținut, am făcut spectacole, am cântat, am făcut lucruri frumoase, a plecat. Deci noi avem o perioadă scurtă de timp. În care eu să colaborez cu ei pe partea muzicală și artistică și colaboratorii mei la fel din Casa de Cultură și după aceea ei pleacă, fiecare pe drumul lui. Și totuși, noi nu mai ținem, practic, nu mai rămân la noi. Odată o echipă a angajaților foarte unită și performantă, pentru că sunteți o mână de oameni și reușiți să faceți niște lucruri mari și importante. 6 oameni. Aveți echipa aceasta minunată de profesioniști pe care ați clădit-o de când sunteți acolo dumneavoastră, pentru că erau alții înainte. Ați clădit această echipă de profesioniști care, repet, într-o mână de oameni, 5-6 oameni, reușesc să ducă aceste festivaluri pe care alții le fac cu bani grei și cu echipe mari, foarte mari. E foarte important. Și mai mult decât atât, derulați acolo multe activități și aș vrea să le trecem puțin în revistă, pentru că pentru mine este uimitor că reușiți să faceți în acea locație cam de toate din cultură. Și dans, și muzică, și cam de toate. Da, avem o colaborare foarte bună cu trupa Skepsis de teatru. Trupa Skepsis care există, are și o stagiune permanentă. Există de vreo 20 de ani. Viorel Cioflică este un om ambițios. Ambițios și un om sufletist. Sufletist un om și profesionist. Ei sunt considerați amatori ca și actori de teatru. Că nu sunt actori profesioniști. Da. Dar eu zic că în multe piese pe care le-am văzut, sunt ca și actorii profesioniști. Deci ei fac asta din suflet, nu fac pentru lauri și pentru bani. Le place teatru, le place să arate publicului nouă, lor,
să arate că pot să facă ceva. Teatrul este o chestie foarte, foarte faină. Da, și au o stagiune permanentă anuală pe care noi o susținem ca și Casa de Cultură. Da, și în plus, reprezintă Casa de Cultură în diferite... Da, ne reprezintă anul acesta deja a fost în Bulgaria la un festival studențesc de tineret. Foarte important. Ori să meargă în Lituania, ori să meargă în Rusia. Noi o să susținem cât putem transportul ca să ajungă acolo. La fel susține și Festivalul Internațional de Tineret Apollo, organizator de grupul Skepsis. Anul acesta s-a desfășurat în mai. Avem o colaborare foarte bună cu Augustin Bena, cu Centrul de Cultură Augustin Bena, cu domnul manager director, cum îi spun eu și prietenul meu, Alexandru Pal. La fel colaborăm cu Teatrul de Păpuși. Zic, lumea trebuie să știe chestia asta. Teatrul de Păpuși, Plichintel, o colaborare foarte bună cu doamna Ioana Bogățan. Festivalul s-a ținut la noi anul acesta. Cele mai multe spectacole s-au jucat pe scena noastră, la Casa de Cultură. Avem foarte multe parteneriate cu toate instituțiile statului, poliție, jandarmi, ISU. Chiar am văzut o expoziție minunată acolo la dumneavoastră. Da, am avut Ziua Poliției, s-a făcut la noi, grădinițe, liceu de arte. Deci la noi se desfășoară multe lucruri frumoase care nu costă bani. Deci noi facem parteneriate, eu ca director, dacă îmi place ceea ce văd și îmi place ce văd într-un proiect care mi se pune pe masă, îl susțin cu dragă inimă, pentru că trebuie, pentru că știi ce înseamnă să nu fii susținut. Am trecut în perioade ale vieții în care ți se închidea ușa. Nu, e o chestie bună, o și facem, acum îmi ridicați îi susținem la fileu și arătăm oamenilor că putem face ceva oricum, ori cu bani, ori fără bani, doar că vrem noi de aici. E cel mai important lucru. Mi-ați ridicat la fileu o altă întrebare. Este important pentru un director de instituție culturală să nu ajungă brusc direct în funcția de director? Este important să ardă niște etape? Așa da, cum ați le ardă, avut dumneavoastră. Da, să le ardă repede, ca să nu treacă timpul. Înțelegeți? Adică cam asta e. Dar este important este să important. Depășească nu poți să fii din etapă prima cu ceva. Etapă. Dovadă că mai înainte ați spus că înțelegeți fenomenul cultural pentru totdeauna că v-ați întâlnit am trecut prin astea. Cu aceste etape. Prin urmare, publicul ar trebui să știe... Comunitatea locală ar trebui să știe că vă adresați atât prestatorilor de servicii culturale care au la dispoziție acolo o bază tehnică extraordinară de importantă. Deci noi nu facem doar activitatea de tineret și studențească. Noi închiriem sala, facem spectacole, facem parteneriate. Avem o sală de spectacole, 400 de locuri, o scenă frumoasă, un sunet sală profi. Sală de spectacole, aveți o sală da. Oglinzilor foarte frumoasă. Da, unde avem cursuri de aerobic, avem karate. Aveți o aulă, da, o micuță aulă, avem un amfiteatru de unde se de pot desfășura conferințe și mici. În plus aveți un spațiu la care Alba Iulia nu stă prea bine, un spațiu expozițional, unde se pot da, dela avem, expoziții. Un foyer la parter și unul sus. Cel mai des folosit este cel de la parter. Acum, cu ce avem, ne lăudăm vorba aia, pun chilimele. Asta e. Eu zic că Casa de Cultură ca și Casa de Cultură, ca și așezământ cultural, până la urmă asta e, se ține bine, având în vedere poate finanțarea, bine finanțarea și ceea cultural. Ce se întâmplă în jurul nostru din punct de vedere cultural. Deci se ține bine. A, și mai presus de asta, aveți la dispoziție spații în aer liber, pentru că parcul în care funcționează Casa de Cultură a studenților a fost de multe ori folosit, chiar spuneați mai înainte și de către poliție care a avut acolo o expoziție de tehnică. Sunt numeroase sunt evenimentele care le mai facem și afară, expozițiile. Avem un parteneriat cu Fundația 1 Decembrie, da, am văzut că derulați. Da, și cu despărțământul Astra, cu care mai derulăm activități pe Alea Scriitorilor, Biblioteca Județeană. Prin urmare, iată că vă adresați cam tuturor categoriilor de vârstă, nu numai studenților. Dar e și normal, este scopul nostru. Să facem ceva frumos, nu? Acum am trecut în revistă lucrurile acestea, se întâmplă acolo, așa cum spuneam, cam de toate, începând de la lansări de carte, expoziții, eu aș vrea să întâmple mai multe. Acum, asta vroiam să vă întreb, ce v-ați mai propune să aduceți nou în activitate? Vom vedea, nu știm niciodată ce va mai fi, dar vom vedea și eu o să am grijă ca lucrurile să meargă mai bine decât până acum. Îmi doresc să fie o finanțare mult mai puternică, pentru că contează foarte mult cu bani. Nu în bani foarte mulți, dar cu bani altfel gândești, altfel vezi, altfel faci,
altfel pui mâna, altfel te organizezi. Când nu ai, e mai greu, apelezi la prieteni, colaboratori, e mai greu. Nu poți apela tot timpul. Ați avut sponsori în aceste activități vreodată? Strict am mai avut sponsori, dar nu sponsorizări care să fie wow. Oare cel mai mult parteneriate și finanțare. Nu se implică în cultură, nu numai la Casa de Cultura Studenților, în general preferă fotbalul. Se implică, poate, dacă nu știu, dacă le place ceea ce le oferi. Important este să mergem și noi, managerii de cultură, în general. Să mergem la ei, să discutăm, să le oferim niște servicii, adică facem aia, arătăm aia, promovăm aia, eu zic că toată lumea e deschisă. Care credeți că ar fi? Sunt oameni care pot fi sponsori, sunt oameni care au posibilitatea asta și sunt și oameni care în același timp au și nivel cultural foarte mare. Deci pot să susțină treaba asta. Dar e mai greu cu sponsorizările și datorită legii. E complicat. O lege stufoasă. Da, ești instituție publică, nu ești o asociație. E complicat. Dacă ți se dau bani, trebuie să ai grijă pe ce articole intră ca să poți să cheltui, că s-ar putea să nu fie aprobat de la București, să nu poți să cheltuiești, e o chestie, adică trebuie să fii foarte atent la toate detaliile ca să fie ok până la urmă, pentru că totuși este o instituție de stat, nu... Domnul director, aveți în spate acum deja, deși sunteți foarte tânăr, aveți totuși în spate o experiență destul de mare în managementul acestui așezământ cultural. Care considerați dumneavoastră că ar fi trăsătura de caracter cea mai importantă a unui manager în această activitate de management cultural? Nu pot să zic. Eu zic că fiecare trebuie să fie pe... Ce v-a ajutat pe dumneavoastră în activitatea dumneavoastră cel mai mult? Păi mie mi-a plăcut foarte mult treaba asta, domeniul ăsta de activitate. De când mă știu, sunt tot în... lucrez în domeniul ăsta, activez în domeniul ăsta. Deci pentru mine această funcție zic eu că s-a pliat foarte bine. În 2009 am ajuns la Casa de Cultură și uite că sunt 10 ani anul acesta. Este domeniul meu de activitate, îmi place foarte mult. Nu știu dacă este o rețetă. Fiecare are... Asta depinde de fiecare. Eu aș zice te pliezi, așa... Eu, asta e părerea mea, să te pliezi pe ceea ce faci, să-ți placă ceea ce faci, să nu te gândești la altceva decât la ceea ce vrei să faci și să-i ajuți pe ceilalți în domeniul în care activezi. Foarte important. Nu poți să faci doar pentru tine. Să-i ajuți pe toți. E teatru, e muzică, e dans, e literatură. Sunt partenerii noștri. Îi ajutăm pe toți. Totdeauna. Am fost deschis. M-a sunat de la X. O instituție X, de la cealaltă instituție Y, dar nicio problemă. Ne place ceea ce facem, facem aici. Și uite că eu a ieșit foarte bine. Eu aș zice că este foarte important să fii, exact cum spuneați dumneavoastră, nu știu, zic comunicativ că trebuie să fii de acolo. Și fără orgolii, pentru că mulți din managerii instituțiilor de cultură pierd din cauza orgoliului poți fi personal. Considerat, acum dumneavoastră mă cunoașteți, zic că destul de bine, poți fi considerat, poate fiecare te vede într-un mod anume, mai arogant, mai alții te văd altfel. Acum, mi s-a spus că poate sunt arogant de mai multe ori, alții mi-au spus că sunt ok, sunt dar bine pregătit, sunt în domeniu, lucrez. Dar ceea ce este important, Casa de Cultura Studenților a avut deschidere înspre toate fenomenele culturale de calitate. De-aia contează foarte mult cum colaborez cu toată lumea. Am foarte multe colaborări, majoritatea colaborărilor sunt ok, deci nu pot să zic că nu sau că este, mă repet, este o rețetă, să fii cumva ca să fii ceva. În general, mai ales în domeniul ăsta. Dar eu zic că cel mai important este să ai în spate. Bun, dacă să ai în spate la studii, moment... să ai în spate o experiență în domeniu, adică nu poți să te vii de pe drum și să te pui. Dacă la momentul ăsta am văzut ce aveți, ce acum planuri de viitor are directorul Gheorghe Berghean, hai să o luăm cu viitorul apropiat, cu anul viitor, să zicem că o să aveți un buget satisfăcător. Ce urmează să se întâmple anul viitor în viața studenților din Alba? Noi ne dorim Alba. Să... În primul rând să continuăm ceea ce am început, să nu pierdem. Să facem festivalul Apollo pentru tineret împreună cu grupul Skepsis. Care se întâmplă de regulă? Anual, în mai. În mai. Să facem festivalul, acest festival studențesc Voices, pe care eu l-am numit așa, de muzică pop. Care, cam când să urmărească tinerii? Iunie ar trebui să desfășoare anul acesta, din motive obiective s-a desfășurat în iulie, la începutul în iulie. În toamnă să avem ceva folcloric sau... ceva mai special, gen clasic, crossover, pop, opera, așa ceva, tot pentru tineri și studenți, și Sărbările Unirii, care vin din spate, din anul 1992, de când s-a înființat Casa de Cultura Studenților. Iată, cel mai vechi Da, sunt patru festivaluri.
patru lucruri importante și să aducem mai mulți studenți în domeniile artistice, pentru că astea sunt foarte importante, asta se văd. Teatru, muzică, dans. Astea sunt cele trei domenii care se văd și care sunt iubite de oameni și care sunt înțelese mai ușor. Acum depinde și de centru universitar și de elevii care sunt în licee. An de an s-au schimbat, an de an vin alții, sunt foarte mulți talentați. Mulți pleacă la facultate în altă parte. Cluj, București. Puțin rămân aici. Noi lucrăm cu cei de aici. Dar aveți în același o colaborare strânsă putem și lucra cu unitățile cu studenți, de învățământ putem, din Alba. Să nu-mi uit ideea. Putem colabora și cu studenți din alte centre universitare. Dacă sunt de aici. Din Alba Iulia și studiază la București și cântă, dansează, joacă teatru. Nici o problemă. A, prin urmare și pe perioada vacanțelor se derulează activitatea în mod normal la dumneavoastră. Cât de cât, pentru că în perioada iulie-august nu prea se face nimic, pentru că toată lumea e în vacanță. După aceea, din septembrie-octombrie, începe. Pepiniera este și, o pepinieră bună o regăsești și în mediul studențesc. Și atunci întreb, deci studenții care studiază care în alte centre, când își pot desfășura activitatea la Alba Iulia? Păi își pot desfășura activitatea în orice festival. De ce nu? E foarte simplu să vii, dacă ești pregătit, cânti, dansezi. Unde pot găsi ei informații despre programul acesta al festivalurilor, astfel încât să-și poată rezerva acea perioadă? Există pe site-ul dumneavoastră aceste informații? Pe site-ul nostru există informații foarte clare despre activitatea noastră și foarte important acolo e contactul meu. Adică dacă cineva vrea să sună la Casa de Cultură, se ia legătura direct cu mine. Pentru că eu cam știu despre ce este vorba în domeniul ăsta și dacă e vorba de studenți sau elevi care vor să facă, zic eu, lucruri pe care noi putem să le oferim, nu pot să zic lucruri mari, cu drag eu îi susțin și de ce nu îi sprijin. Și le deschideți larg porțile spre performanța culturală. Da, eu am și eu foarte multe conexiuni în țară cu ceilalți colegi, cu compozitori, cu artiști. Domnul director, am mai ajutat. Spuneați că sunt talentați. Un număr de câte case de cultură ale studenților? 14. 14. Deci nu le regăsim în fiecare județ. Exceptând cele patru din marile centre vechi cu tradiție, Cluj, Timișoara, Iași, București. Cele trei importante, exceptând București, Cluj și Iași. Acestea, știu că se fac bilanțuri în fiecare an, cam pe unde ne-am situat noi așa? În primul rând, noi ne situăm, noi suntem o casă mică. Și ca oraș și ca centru universitar. Mică, dar bogată. Și ca centru universitar și ca oraș. E logic, nu te poți compara cu Cluj-Napoca. Vorba colegului meu, Flavius Mileșan, de la Cluj-Napoca. Acolo e o inerție. Da, acolo sunt e o inerție, de nu trebuie să te duci să-i cauți. Că ai de unde. Sunt foarte mulți, sunt peste 100.000 de studenți. Păi, dar ne gândim doar la Mărțișorul, activează sute. Da, e mult mai, ce vreau să spun este că e mult mai greu într-un centru mic să faci ceva decât într-un centru mare. E mult mai greu. Și totuși, așa cum am uitat eu pe site-ul Ministerului, da, sunteți destul de sus în topul, da, activităților. Suntem, pentru că ne-am ocupat împreună cu colegii mei tot timpul, ăștia șase cât suntem, ca să nu zic altfel, ne-am ocupat, avem și colaboratori, avem și pe muzică, avem pe teatru, avem pe dans, deci nu suntem doar noi. Dar nu mai așa mergem înainte, mergem cu ce avem. Nu putem stopa. Acum eu știu și din experiența mea profesională. Și nu putem lăsa tinerii care mai vor să facă ceva. Da, colaboratorii vin, își fac bucățica lor de colaborare, dar greul pică pe angajați. Organizator. Și pe organizator, pe cel care decide, cel care face, cel care este capul evenimentului. Cât de greu este să gestionezi un buget mic și totuși să faci un festival mare, așa cum nu de mult s-a întâmplat la Bolsis. Acum depinde ce înseamnă mic. Pentru unii poate mic e 100.000, pentru alții mic e 20.000. Deci totul depinde de modul în care știe un manager să administreze lucrurile. E normal ca și cu bani mai mult să faci lucruri mai mari. E logic. Vizibile. Și totuși ați spus că n-a fost foarte generos bugetul acestui festival, dar ați făcut un lucru mare. Cine a câștigat marele trofeu? Unde s-a dus în acest trofeul an? S-a dus pentru a doua oară, ca și anul trecut, la Târgu Mureș. Casa de Cultură Studențească Târgu Mureș. Văd că Târgu Mureș are o studentă, Vasculdiana, de la Universitatea de Medicină. De medicină, da.
Uite, acum medicinistele fiecare. Foarte active în domeniul muzical și când spun asta cunosc. Mă gândesc și la Ina noastră, la Ina, Ina Tudoran, tot studentă la Târgu Mureș. Medicină, da. Cred că a fost, a terminat. O interpretă foarte bună. A terminat, la Târgu Mureș a terminat. Da, a terminat, la Târgu Mureș. A terminat, este la rezidențiat, acum o voce. Am avut și de la noi, de la Alba Iulia, Deborah Opruța și Larisa Leș, ele sunt eleve încă, au luat mențiuni, sunt la început de drum. Sper să... Poate vor rămâne în Alba Iulia și vor continua trebuie și să meargă mai activitatea. Departe, pentru că au talent și eu unul nu selectam decât, nu le selectam dacă nu erau bune și dacă nu puteau concura cu celelalte și cu celelalte concurenți de celelalte centre. Era logic. Acum, 10 ani de management cultural și să câți zicem, ani de management artistic? 20. 20 de ani de când Gino răstează pe scenele românești, din România, da, în principal. Pot să zic că da. Gino, de-a lungul timpului, din câte știu eu, a pornit de la o voce și a ajuns, iată, la un band. Care, am a, fost, un band, da. Care a fost primul eveniment de amploare la care Gino a simțit realmente că este un artist al României? Mamaia 2008. Ce l-a făcut pe artistul am Gino simțit... să tresare? Pe și să zic că asta am este. Am vergura festivalului, publicul, televiziunea română, concurența, toate astea au făcut ca... Cu cine ai concurat atunci? Mm. Au rămas în... Mie Alexandru ca și compozitor. Da, un nume important. Da, Horea Muculescu. În 2012 Aurelian Timișan. La creație Horea Muculescu-Bănesc. Da. Tudi Zaharia erau compozitori. Unchiul Sapro era la mod atunci. Se pare că au și câștigat trofeul în 2008 de Meobere. Mihai Alexandru și Unchiul Sapro. Juriul era format din 13 persoane. Deci era o chestie foarte mare acolo. Juriu greu și din câte foarte mi-aduc greu. Eu aminte, Mădălin Voicu era atunci președinte. Nu știu dacă am, poți să mă iei pe telefon, da, să vedeu. Da, juriu greu și concurenți grei, din câte ne spui tu. A fost festivalul de la Mamaia, dar au fost și multe alte festivaluri și au fost și colaborări ale artistului Gino. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, Gino, care spectacol ți-a mers așa la suflet cel mai mult, except în Mamaia și, sigur, festivalurile la care ai participat? Unde ai simțit publicul cel mai apropiat de spiritul tău de artist? Păi peste tot îl simțim, în concerte. Nu pot să zic că undeva anume a fost... Putem să trecem în revistă spectacol. Câteva localități importante unde ai cântat? Da, am cântat București, Buzău, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova. Am cântat unele și la mari. Am cântat la personalități ale României. Și mai mult decât atât, da. Gino are deja un palmares de CD-uri care au apărut pe piață și care, cel puțin mie, am câteva single-uri lansate și două albume de colinde. Crăciun. Da, primul album de da. Crăciun și acum îl ascult cu foarte mare plăcere, colinzi deosebite da. Acolo, pe versuri semnate de o doamnă din același oraș cu tine. Da, Jenny Voinea, o foarte textieră. Bună textieră. Da, și am și un prieten foarte bun, Alexandru Mielțan. El e medic veterinar și scrie versuri. Acum, prag de sărbători, titlul albumului de anul trecut, lansat în 2018, piesa, acum prag de sărbători, este scrisă de el și muzica sub semnatul normal. Dar, Ca la toate piesele. Piesele tale, da. Da, toate piesele. Și cam astea, mai multe single-uri, două albume. Sper, dacă ajută Dumnezeu, să fac anul acesta primul album de muzică pop, muzică ușoară, să iau toate piesele de-a lungul timpului care le-am făcut, le adaptez, plus cele noi, să reușesc să scot un disc și să fac un concert aici, în Alba Iulia. Aniversar, așa, cu prieteni, cu colaboratori și cu, de ce nu, cu nume ale muzicii românești. Tu aveai de mult sper, în plan sper, să faci un concert sper să cu toți colaboratorii. Da, dar... Nu s-a potrivit. Nu s-a potrivit și am ținut să fac la 20 de ani de carieră, pentru că în 99 am început să cânt în studioul lui Eddie Schneider, am înregistrat primele piese, Eddie Schneider era foarte cunoscut, DJ Phantom, toată lumea muzicii înregistra la el în la studio, el, la el în studio, respectivă. Pardon. Și cred că și astăzi ar merge la el în studio, doar că el are alte preocupări. Da, alte priorități, alte preocupări. Și de atunci am început să cânt. Am început concerte, am cântat la anunți foarte mult, ca fiecare artist, de ce nu? Când și la chitară, după cum știți.
Mi-am făcut și o trupă între timp. Facem lucruri frumoase pentru oameni. Acum fiecare are dreptul de a alege. Ce genuri abordezi în recitalurile tale? Muzică pop, dance, folk, etno, easy listening, care e un gen care îmi place foarte mult, John Engelbert Humperdinck, Johnny Mathis, Tony Bennett, ăsta e stilul american, îmi place foarte mult și mi se dă foarte bine pe voce, și în ultimul rând colindele, care merg la suflet, și colindele, să știți că transmit cel mai mult. Da. Transmit cel mai mult și român, da. Am observat, ăsta e răspunsul la întrebarea de mai devreme, când colinde, simt omul foarte aproape. Îl simt acolo și atunci normal că și eu dau mai mult și nu știu, e extraordinar. Simți altceva decât la o muzică, dansă, muzică. Și într-o anumită perioadă. E și perioada, e misteriu, da, e Crăciunul. Da. Dar atunci simți omul mai aproape, simți că totul e exact cum trebuie să fie, adică bine, foarte bine. Și din suflet. Gino, nu pot să nu spun, pentru toți cei care, așa cum spuneai, tu mai consideră uneori că ești arogant sau că ești cu nasul pe sus, nu pot să nu spun următorul lucru. Gino este născut la 1 octombrie, o zi în care, în România, se sărbătorește ziua vârstnicului, ziua la care de foarte multe ori ai cântat pro bono pentru acei oameni în vârstă, cu dragoste, cu plăcere și cu aceeași bucurie ca și în fața unui stadion plin. Da, pensionarii se distrează. Se distrează și tu te distrezi alături de ei. Da, și eu mă distrez alături de ei, de ce nu, da. Iată ce potrivire frumoasă, că de regulă tu sărbătorești ziua de naștere cântând pentru... Aproape fiecare am cântat ziua mea, da. La fel și de Revelion, că toată lumea se distrează și noi trebuie să muncim, că așa e. Potriveala asta mie mi s-a părut extraordinară, mai ales că, repet, o faci din suflet pentru acei oameni și chiar se vede bucuria cu care îi îmbrățișezi cu privirea pe toți cei care cântă și dansează alături de tine, persoanele de vârsta a treia, oameni care... Parcă trăiesc mult mai mult decât noi bucuria aceasta a distracției, de a se distra, de a sărbători. Dacă te uiți un pic în spate și ai face așa o balanță între tinerii în fața cărora ai cântat, pentru că ai cântat și în evenimente dedicate tinerilor, și evenimentele acestea la care participi, repet, doar cu bucurie și ești recompensat doar cu aplauze și cu bucurie, cam nu unde, tot timpul. Unde a fost, nu tot timpul a fost pro bono, dar de multe ori. Da? De multe ori. Cel puțin când contează. Noi ne întâlneam cam așa. Nu mai contează cât câștigi. Contează ca omul să fie fericit. Da. Și eu să transmit bucuria mea și hrana mea, asta este. Am dreptate ca omul că să fie fericit parcă când ei se distrează mult mai mult decât tinerii. Da, se distrează fără nicio reținere. Tinerii nu mai sunt ce au fost. Când eram noi, când eram noastră, nu mai sunt. Deci unele s-au schimbat și noi trebuie să ne adaptăm. E foarte simplu. Deci nu putem rămâne în urmă. Cam asta e. Cum s-a adaptat Gino la noi? Am vrut să caut aici o informație. M-ați întrebat despre cu cine a concurat în 2008. Cu cine a concurat? Daniel Ciuc, de la Spitalul de Urgență. Ia, te uit, al nume. Leo Iorga, a cântat la Pacifica, Mea Alexandru, Tudi Zaharescu, Bogdan Marian Tășcău, fostul domnul Problemă, era pe val atunci. Și oare atunci ai câștigat premiul de popularitate? Nu am câștigat, am fost doar finalist. S-a făcut o selecție și s-au ales finaliștii. Și am intrat la creație cu piesa lui Bogdan Tășcău, domnul Problemă, Voi iubi. O piesă interesantă era. Și cu un titlu frumos. Da, și a fost selectată. Și eu o interpretam, era piesa mea. Și uite așa am pășit pe scena de la Omaia în 2008. Extraordinar ca și scenă, ca și... Nu știu. A fost prima dată când ai luat contact cu televiziunea? A fost prima dată când a fost... Cu televiziunea română, da. Da. Da, vorbesc cu televiziunea română. Da. Da, prima dată. Și după aceea am mai colaborat. Am revenit în 2012, acolo a fost concurența acerbă. Da, parcă prima 2012. Dată se simte cel mai puternic pulsul acela de... În 2012 am concurat cu la creație cu piesa mea, de această dată Tu ești vara mea, piesă compusă, muzică și text. Am concurat, da, cu Aurelian Temișan, cu Rea Muculescu, Carmen Rădulescu, soliști, ai muzici românești, Cristian Faur.
Din punct de vedere al managementului cultural, ne-ai spus ce va urma anul viitor, vor urma cele patru mari festivaluri pe care Casa de Cultură ale studenților le derulează an de an, iată cel de folclor din 92, o performanță de-a dreptul. Ce va urma în plan personal de data aceasta, te întreb, ce ne pregătește artistul Gino în viitorul an? Acum, fac și eu ce pot. Încercăm să facem lucruri frumoase. Anul acesta vreau să fac concertul de care spuneam și dacă reușesc să scot și Sidu, este foarte important că e 20 de ani, adică anul viitor e 21, numai parcă nu... Câte piese va număra? Nu știu, undeva aș vrea 20, dar să vedem ce astea se lucrează. Dar tu, ca și compozitor, câte piese ai deja în palmares? E greu să le număr acum. Peste, așa, 15, peste 15 piese înregistrate la dreptul de autor la UCMR ADA. Și, și colinde, cred că vreo 5. Deci cam 20 de piese înregistrate, înregistrate. Și înregistrate la tur, după care să avem remunerații de pe playlist-ul, de pe radiouri. Acum, sigur că dacă eu te-aș întreba care îți place cel mai mult, mi-ai spune că toate, că nu poți să alegi, dar totuși trebuie să existe una cu care ai simțit tu că rezonezi cel mai bine. Muzica, în general, muzica pop îmi place cel mai mult. Îmi plac baladele foarte mult. Am multe piese care nu sunt lansate nici pe YouTube, nici online, nu se regăsesc. Este una din piesele alea care de fapt nu este lansată până acum. Este o piesă foarte frumoasă, ea nu are titlu, are doar versul, dar nu are titlu, nu i-am dat un titlu. Este vorba despre dragoste, despre timp, despre viață. Are mai multe părți ca și piesă. Nu e doar o piesă liniară simplă, adică strofă, un refren și cam atât, o solistică de chitară și am terminat. Este o piesă care are 4 minute, nu doar 3 cât se cântă acum, până în 3 minute cam așa se cântă acum. Și cum am spus, cu lină melodică frumoasă, lină, neliniară, cu inflexiuni vocale, normal, și cu un text pe măsură. Textul este foarte important, mai nou în muzica românească. Și ce am observat, că vreau să fac o paranteză, este că în România se cântă român, în limba română. Mai de mult a fost un val, limba engleză, nu mai. Da, dar foarte știi, important Gino, să cânti în limba română. Așa este și confirm asta chiar astăzi, întâmplător, venind de undeva cu mașina și ascultând radioul, povestea o voluntară care a stat 3 luni în Kenya că cea mai cunoscută melodie românească acolo este o melodie în limba română a trupei Ozon. Da, probabil, n-a specificat care, dar iată că și muzica din România, cântată în limba română, compusă de români, ajunge să fie cunoscută. Uite că ajunge și în alte țări, ce să mai zic la noi, care până la urmă, deci la noi muzica românească, adică la noi care suntem români, e cel mai important să ascultăm muzica românească. Mulți care ascultă muzică în limba străină nu înțeleg ce cântă, în general doar un refren sau câteva cuvinte. Așa în limba română înțelege. Și iată că și în limba română și străinii au preluat foarte multe. Deși muzical vorbind, noastră, limba română e mult mai nu e atât de cantabilă ca limba engleză. Dar limba engleză parcă sună altfel, piesele merg altfel, linia melodică se face altfel, se construiește altfel. Da, muzica românească e, să știți că hiturile astea care sunt la modă și care merg și în sănătate și care merg foarte bine și în România, nu sunt așa ușor de făcut, pentru că textul este atât de bun încât muzica nici nu mai contează, pentru că reții textul tot timpul. Niciodată nu fredonezi la-la-la, fredonezi un refren. Asculți piesa lui Smiley, de unde vii la ora asta? Nu zici la-la-la-la-la-la, nu? Așa deci textul e foarte important. Muzica mai nou, acum nu e doar problema mea și acum mari compozitori, de acum și cei de mult, se bazează foarte mult pe text în momentul ăsta. Deci dacă ai text bun, linia să fie simplă și ai prins la public. Dacă nu ai text, poți să ai linie. Nu contează. Și după aceea mai contează și vocea. Se cântă mult mai ușor, mult mai lejer. Atitudinea e alta. Nu mai ai nevoie de nu știu ce calități vocale. Ăsta e stilul acum. Noi nu vorbim de muzica, nu vorbim de Metallica aici, nu vorbim de Robbie Williams, nu vorbim de Tom Jones, nu are rost. Ed Sheeran, nu vorbim. Vorbim de muzica în general, care e accesibilă și urechii. Mult mai ușor. O muzică grea e accesibilă mai greu, logic. Uitați-vă la muzica clasică. O muzică grea, greu accesibilă. Și atunci, cel mai bine merge o muzică ușoară.
Și da, cum se numește ușoară. Totuși mai lină, ușor de reținut, un text foarte bun, o voce elegantă. Acum te întreb și din calitatea de director al Casei de Cultură a Studenților, o casă de cultură care se adresează în primul rând tineretului, dar și altor categorii de vârstă, dar și din punct de vedere al artistului Gino, te-aș întreba cum se face totuși că în acest moment o muzică destul de agresivă este umple stadioane. Și fac aici referire la festivalurile astea care se întâmplă. Nevorsi și Antold? Da. N-ar fi trebuit să părere? Zicem numele, dar nu contează. E muzică foarte agresivă. El nu se numește festivaluri. Se numește au un nume festivalurile alea. Nu sunt doar festivaluri de muzică. Au un nume. Ca și noi. Nu suntem doar oameni. Ne numim cumva Gheorghe Bărghean, Daniel Floreanu. Că apropo de asta, festivalul... iată că muzica românească a pătruns și acolo. S-a văzut acum în ultimul... Cei de la Antold au făcut o chestie foarte faină. Ne-au invitat anul ăsta pe Williams. Pe Robbie Williams. E altceva decât muzica disco. Ca să eu așa îi spun, muzica disco, pun ghilimele. Dar repet, care e părerea ta de director dance, și artist? Deep, ce viitor are mult pop? DJ-ală la greu. Muzica pop. Asta se regăsește în Nevorsi și în Antold. Muzica pop e la baza muzicii. Dacă vă uitați, armoniile, remixuri, multe remixuri, sunt după artiști mari de muzică pop-rock. Din istoria muzicii, foarte multe, multe armonii seamănă. Și ele sunt refăcute, sunt remake-uri, Noi beat-uri, noi efecte, altă atmosferă, în ton cu anii în care trăim. E și normal. Eu zic că asta e baza. Baza muzicii care e pe val acum, muzica pop, cu ea a început. Pop-rock, asta e muzica. Și din rock, multe armonii care se folosesc la multe piese, la multe stiluri, inclusiv în muzica DJ-ilor se folosește. Deci sunt chestii care lumea nu le știe. Gino, așa, sunt armonii care se folosesc, se iau din stânga, se pun în dreapta și iasă. Bine. Din emisiune. E greu care este aici. Primul eveniment la care ne inviți la Casa de Cultură a Studenților? Care e primul după ce începe școala, că sigur că atunci intrați și voi în activitate, un eveniment mare în care să ne bucurăm cu toții nu de activitate. Nu, încă nu e în calendarul de acțiuni. Am o idee. Undeva se va desfășura undeva în septembrie-octombrie. Ca și spectacol, noi avem mai multe acțiuni. Prin urmare să urmăriți. Dar ca și spectacol avem mai multe acțiuni, inclusiv acțiuni de pescuit, sportive, da? Avem mai multe care le am în calendar. Dacă și, ca și spectacol, vreau să fac un spectacol de muzică clasică. Am o idee, sper să o pun în practică. Este vorba de tango, atât muzică cât și dans. Liber tango. Foarte vreau frumos. Să fie ceva din repertoriul Piazzolla, Carlos Gardel, deci tangurile de legendă. Poruna Cabeța, Liber Tango și alte piese care nu sunt foarte cunoscute, dar care pot fi cântate de un quartet. Extraordinar de frumos. La pian. Abia așteptăm, da, așa, sperăm și să neapărat, se deplinească. Neapărat cu dansatori. Ăsta ar fi primul spectacol care vreau să fac undeva prin septembrie, sfârșitul septembrie. După aceea vom continua cu un spectacol folcloric și cu Sărbâlă Unirii. Și încheie anul acesta, da, în forță. Și dacă ajută Dumnezeu, să facem și unul de Crăciun cu tematică, pentru că decembrie știți cum e luna Crăciunului. Toată lumea face ceva așa. Ce o să facem și noi? Doamne ajută să se îndeplinească acest calendar. Mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc din suflet că ne-ai fost alături în această seară. Și vom încheia cu o altă melodie semnată Gino, o melodie la fel de frumoasă ca și cea cu care am început emisiunea. Îți mulțumesc din suflet și îți doresc o seară frumoasă, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dorim să vă bucurați de muzică. Mă uit la ceas, azi n-am făcut nimic, nu înțeleg, mereu sunt contratimp. M-am săturat, nu mai pot și n-am nici chef, nu mai am nervi și vreau să evadez. Știu eu care-i rețeta, îmi iau bicicleta și pedalez. Mă duc spre o lume nebună, iar și pe strigă cu mine și dă-mi energie să râd, să iubesc, să trăiesc.
nici nu mai știu dacă am răspuns la el. M-am săturat, nu mai pot și n-am nici chef. Nu mai am nervi și vreau să evadez. Știu eu care-i rețeta, îmi iau bicicleta și pedalez. Mă duc spre o lume nebună, chiar și pe lună, cu tine n-o stupez. Strigă cu mine și dă-mi energie să râd, să iubesc, să trăiesc. Strigă cu mine și dă-mi energie să râd, să iubesc, să trăiesc. Îmi iau bicicleta.